Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bună seara, Clarisa, bună seara, Cristian. Mă bucur că suntem împreună și aș vrea prima parte, primele minute ale emisiunii, să le dedicăm seminarului pe care voi îl organizați. Vreau să-mi spuneți tot despre el. Bună seara! Bună seara și mulțumim pentru invitație ca de fiecare dată. Trebuie să recunosc că de data aceasta este un subiect la care Clarisa a pus foarte mult suflet și Clarisa l-a conceput în toată complexitatea sa. Este vorba despre seminarul de feminitate pe care ea îl organizează în fiecare an în preajma zilei femeii și evident și acest an și în acest an va fi pe 8 și pe 9 martie. Exact, va fi pe 8 și pe 9 martie. Este un seminar pe care eu îl dedic evident tuturor femeilor, dar nu doar femeilor. Am avut surpriza să am și domni în cadrul seminarului, ceea ce mă bucură foarte mult. Dincolo de asta, îl ofer la două asociații, două asociații dragi mie, cu care colaborez de ceva vreme, și anume Asociația de Servicii Sociale SCUT, unde eu sunt voluntar de ani de zile, sunt deja mulți ani. Această asociație se ocupă cu oameni diagnosticați cu schizofrenie, cu copii din familii defavorizate și mămici aflate în risc social, cu tineri care ies din centrele de plasament la 18 ani și nu au nicio direcție, evident, nu au unde să stea, nu au loc de muncă. Acești oameni de la SCUT îi ajută să înceapă o viață pe cont propriu, îi ajută să găsească un loc unde să stea, un loc de muncă, le asigură financiar tot ce au nevoie pe o perioadă de 2 luni până se pun pe picioare și pot să se susțină singuri. Este o asociație cu oameni de suflet, oameni care pun câteodată de la ei doar ca să fie bine pentru cei care cărora le e greu. Sunt oameni care stau peste program acolo și pe care, repet, îi cunosc personal și știu cât se implică în comunitate. Cealaltă asociație este Sofia Merge Mai Departe. Din nou, un om minunat, o femeie minunată a pus bazele acestei asociații, care ajută atât copii cât și părinți care au copilași cu situații mai speciale, gen ADHD. Și din nou este o doamnă care a renunțat la un serviciu foarte bine plătit într-o corporație pentru a se dedica unei munci de suflet. Mi-s foarte dragi ambele doamne, mi-s foarte dragi ambele asociații, de aceea, așa cum spunea și Cristian, în fiecare an de 8 martie, asta este ceea ce pot eu să fac mai mult pentru ele și pentru asociațiile pe care le conduc, să le ofer donațiile din cadrul acestui seminar. Pentru a participa la acest seminar, eu, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc de ce repet ceea ce scrie pe ecran deja, pentru că noi avem prieteni dragi și știm că sunt și oameni care nu au luat legătura cu noi, sunt oameni nevăzători care ascultă această emisiune. Pentru că am primit mesaje ceva de genul, citești pe ecran ceea ce vedem și noi. Da, pentru că sunt oameni nevăzători care ascultă 6TV mai mult decât ați crede dumneavoastră, oameni care ne urmăriți. Deci pentru a participa la acest seminar se face o investiție de participare, este de 300 de lei, achitat sub formă de donație la una din cele două asociații în conturile de pe ecran. Cei care au mai, sau doamnele sau domnii care au mai participat
anul trecut sau acum 2 ani și vor să reparticipe, donația este de 150 de lei. După ce ați făcut dumneavoastră donația la oricare din aceste două asociații, trimiteți un mail cu dovada donației la întâlnirea sufletelor aron@gmail.com până cel târziu pe data de 7 martie și veți primi, probabil, chiar dacă trimiteți mail-ul mai devreme, probabil pe 6 sau pe 7 martie, veți primi accesul la acest seminar care se va desfășura online pe platforma Zoom. Da. O Mersi, Vasile. să poată vedea oamenii și dacă este greu în emisiune, o să poată vedea o postare detaliată la mine pe pagină. Intră, găsesc acolo conturile și descrierea celor două asociații. O să le punem și noi și le punem și în descrierea emisiunii ca să poată avea și datele de contact. Da. Am hotărât împreună asta să vorbim despre numărătoarea inversă. Să vorbim despre adevărurile în care am crezut sau nu, adevărurile în care, adevărurile și pun acum ghilimelele necesare, în care ne-am dezvoltat, ne-am format. Iar acum, în perioada asta, că tot vorbeam de era vărsătorului, încep să cam cadă așa, cum să spun, acele văluri care ne-au făcut să nu vedem adevărul. Și oamenii încep să-și pună întrebări. O serie de întrebări ni le vom pune și noi astăzi. De fapt, nici nu sunt întrebări, sunt un fel de concluzii pe care recunosc că le-am primit de la un prieten fidel al emisiunii noastre. Și atunci când le-am primit, m-am și gândit, uite, pot să fie tema emisiunii din această seară. Îi mulțumesc pe această cale. Nu știu cine este autorul, dar dacă se uită la emisiune, îi mulțumim pentru ceea ce a gândit și a pus pe hârtie. Și începem cam așa. Ne-au făcut să credem. Ne-au făcut să credem că după moarte există un cer sau un iad cu o judecată finală care se termină într-o răsplată eternă sau o pedeapsă eternă. Ce credeți despre această concluzie? Da, consider că necunoașterea sau cunoașterea unui lucru pe jumătate este mai periculoasă decât necunoașterea sa. De foarte multe ori, din păcate, cele mai multe religii care aveau la bază o normă destul de morală s-au transformat în, hai să le spunem așa, motoare de manipulare și de persecuție asupra oamenilor. Și nu pot să nu remarc asta în toate religiile lumii. Pentru că peste tot acestea au fost la un moment dat conduse de către oameni care sunt coruptibili. O veche poveste spune că în momentul în care biserica, oricare va fi ea, de orice natură, va fi condusă de celălalt sau de adversar, nu-mi place să-i pronunț numele, înțelege toată lumea la cine mă refer, în momentul acela și-a făcut treaba, și-a făcut datoria. Și cred că în momentul în care au fost scoase, mă scuzați, anumite elemente, spre exemplu, din dogma creștină, care, din păcate, s-a întâmplat la vreo 300 de ani după ce Domnul nostru Iisus Hristos a plecat dintre noi, faza cu reîncarnarea s-a scos, s-a introdus faza cu osânda veșnică, s-a introdus faza cu Asta cu pedeapsa. judecata care este peste tot, ori Dumnezeu nu judecă, asta știm. Adică Da. să ne înțelegem bine, timp de 1000 și ceva, 1500 și ceva de ani, omul de rând nu avea posibilitatea să citească Biblia. Pentru că dacă ar fi citit-o, ar fi văzut că Dumnezeu este iubire. Nu ai cum să. Tocmai de asta s-a ajuns în situația actuală în care oamenii, când le spui despre Dumnezeu, te întreabă care Dumnezeu, ăla care pedepsește, ăla care ucide, ăla. Nu. Da, Dumnezeu este. astăzi oamenii pot să citească. De ce nu s-a Da. schimbat? Asta este paradoxul. În acest ocean de informații în care trăim, suntem mai ignoranți decât eram acum 300 de ani, din păcate. Și cred că este cea mai mare manipulare care, la un moment dat, a fost pusă pe față, este spusă pe față, că spuneați de era vărsătorului, însă, din păcate, atât de adormiți,
Am ajuns ca umanitate încât nu mai vedem adevărurile de sub nasul nostru. Avem prezentate la televizor peste tot unele lucruri atât de ciudate încât dacă ar fi apărut numai devreme de 5 ani de zile în urmă, am fi ieșit toți din starea noastră de adormire, iar astăzi nimeni nu mai vrea să vadă aceste adevăruri. Cred că și-au făcut foarte bine treaba, dar mai cred că este și vina noastră, pentru că fiecare dintre noi, exact cum spuneați mai devreme, putem să punem mâna și să citim o Biblie, să citim Noul Testament, să citim o singură epistolă, să citim un singur fragment pe zi. Cele mai multe învățături de la oameni consacrați spun că 15 minute, nu mai mult, 15 minute de citit în fiecare zi ajută creierul foarte mult. Hai să luăm să citim Noul Testament, 15 minute în fiecare zi, până la sfârșitul anului îl terminăm, sau poate chiar mai devreme. Și atunci vedem cu ochii noștri, accesăm cu ochii noștri informația și o să ne dăm seama și o să realizăm cum ne schimbăm noi pe noi înșine, pentru că citind zilnic Biblia, nu avem cum să mai fim în acea stare de frică în care vor să ne bage prin toate știrile, de angoasă, de panică, de nesiguranță, în această stare în care nu mai suntem în stare să luăm o decizie în viața noastră de zi cu zi. Noi nu ne dăm seama cât de mult ne afectează acest câmp morfic care este atât de murdar că dacă l-am vedea, n-am ști cum să-l curățăm. Îl putem curăța prin iubire. Știu că este un clișeu pentru foarte mulți, dar prin iubirea față de noi, față de semeni și prin a ne raporta prin virtuți la toate evenimentele din jurul nostru. Dincolo de asta, exact cum ai spus, ei au scos, da? Au scos niște noțiuni importante care dădeau noimă poveștii și poveștii cu ghilimele, bineînțeles, și aveau o anumită rațiune și ne aliniau și ne întorceau la cine suntem noi cu adevărat, fără umbră de îndoială, fără urmă de îndoială. Însă, dincolo de actul citirii și a înțelegerii unui adevăr până la urmă, în momentul în care te conectezi la acele informații, asta e foarte important, în momentul în care te conectezi la acele informații, treci cumva dincolo, dincolo de fraza în sine. Se spune că Biblia este cumva scrisă stratificat. Și poți înțelege din ce în ce mai mult și te poți duce din ce în ce mai departe. Exact cum sunt vedele indiene sau vedele ariene, așa cum sunt poate Upanishadele, care sunt unele dintre cele mai vechi scrieri cu foarte, foarte multe secrete, așa cum sunt, de ce nu, cardurile de tarot, cele vechi, care păstrează simbolurile originale, ele te poartă dincolo de ceea ce vezi cu ochiul. Și atunci, ceva din tine ce? Că noi suntem practic corp fizic, corp eteric, corp astral, corp cauzal, corp mental, da? Se activează acea parte de corp astral care poate ajunge exact la sursă. Despre asta e vorba. Și atunci, ei, practic, prin ceea ce au făcut, au marjat atât de mult pe a răspândi această informație iar și iar și iar și iar, încât a ajuns să se creeze un câmp. Nimeni nu mai pune la îndoială, nimeni, impropriu spus nimeni, că evident sunt oameni care pun la îndoială, dar marea majoritate a oamenilor care este absorbită de cotidian nu mai stă să pună la îndoială. Asta s-a spus, asta este, asta facem, sau asta credem până la urmă. La urma urmei, și doar asta mai am de spus până acum un an de zile. Nu, no, mă scuzați, vorbesc prostii. Până acum o lună de zile, anumite fapte erau văzute de către Biserica Catolică, o să mă refer doar la asta acum, erau văzute de către Biserica Catolică ca fiind de neiertat. Știm foarte bine toți la ce ne, n-are rost să ne ascundem la ce, despre ce vorbim. Și cu toate astea, într-o zi, sanctitatea sa s-a trezit dimineața și a hotărât să spună că nu mai este chiar atât de păcat. Da? Ar trebui să ne dea foarte mult de gândit lucrul acesta, pentru că mergând pe aceeași linie, mâine poi mâine, destul de multe lucruri nu vor mai fi
păcate. Păcat înseamnă eroare, păcat înseamnă greșeală. Păcat, greșeala înseamnă ceva a fi nenatural. Denaturarea într-o anumită ipostaza vieții noastre duce la schimbarea și denaturarea tuturor valorilor noastre. Uitați-vă cum societatea de 20-30 de ani s-a denaturat și toate normele morale s-au întors cu sus în jos. Și în ziua de astăzi, nu doar că oamenii acceptă, ba chiar vor spune, e de la Dumnezeu. Care Dumnezeu? Că atunci putem să spunem, stai puțin, nu e de la sursa primară, sursa primară este natura. Hai să ne uităm în natură ce se întâmplă prin natură și apoi să ne uităm la noi, la oameni care avem conștiință și suntem puțin deasupra naturii, că de-aia am fost puși în natură. Și apoi să ne dăm cu părerea fiecare dintre noi, fără să așteptăm o autoritate să ne spună ce e bine și ce nu e bine. Dincolo de asta sunt exemple foarte evidente. E imposibil, fiecare om cunoaște cel puțin o poveste pe care nu și-o poate explica. Cunoaște niște lucruri, măcar din auzite. A visat cineva, nu, ceva. Și uite, chiar asta s-a întâmplat, da? Mi-au apărut în cale niște lucruri pe care nu le pot explica. Mai ales la țară, bătrânii au povești din astea cu duiumul. Există istorisiri ale unor oameni care, copii fiind, au povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat cu ei în viața anterioară, cum au murit, s-au făcut cercetări și chiar s-a descoperit că într-adevăr așa era. Lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit că e mai mult decât acel rai și iad despre care se vorbește. Și aici este o discuție poate fi o discuție foarte lungă, pentru că dintr-un anumit punct de vedere, da, putem să spunem rai și iad. Știm foarte clar că Biblia și toate textele sfinte, secrete, revin iară și la simbologie, sunt metafore care trebuie deslușite pentru cine se pricepe să le deslușească. Nu sunt neapărat pentru neinițiați. Și atunci, cei care au știut să profite de acest lucru au zis, bun, de ce să spunem noi adevărul când acești oameni, mai ales dacă, uite, cred că nu există liber arbitru, cred că totul este o fatalitate, că avem un destin implacabil, că nu ține de noi, de ce să nu profităm de lucrurile acestea și să le spunem noi ce să facă, să le spunem noi cum stau lucrurile? Da, dar vezi, cei care nu-și asumă șabloanele sunt cei care ies din rând. Marea majoritate merg așa după ce li se spune. Trecem la a doua idee. Ne-au făcut să credem că viața are sens doar dacă găsești o jumătate mai bună, o ființă care gândește și acționează ca tine. Eu nu pot să spun că sunt împotriva iubirii și a dorinței de a-ți găsi un partener de viață, de a construi o familie, că până la urmă asta este baza societății. Dar pe de altă parte, este adevărat că viața n-are sens decât dacă te construiești împreună cu cineva? Analizele mi ieșeau proaste, aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Haideți să ne întoarcem iarăși la natură. În natură, în funcție de unde ne uităm, sunt mai multe puncte prin care se asociază anumite specii. Spre exemplu, unor bărbați le-ar plăcea să trăiască precum leii. Un leu are vreo 6-7 femele care îl hrănesc, care îi dau, dar acel leu face ceva pentru acele femele. Dacă vin alți 2 lei, el va muri. Pur și simplu, la propriu, va muri cu ei de gât sau va câștiga să le apere. Ori în ziua de astăzi nu știu când ne permitem să facem asta. În altă ordine de idei, destul de multe specii se împerechează pe viață. Destul de multe specii se împerechează doar pentru a produce și apoi fiecare își vede de drumul său. La noi, la oameni, în cele mai multe tradiții, nu toate. În cele mai multe tradiții, ideea a fost ca un bărbat să aibă o femeie. Sunt puține tradiții în care se acceptă mai mulți bărbați, era doar pe timpuri, sau mai multe femei.
În ziua de astăzi, însă, societatea, din punctul meu de vedere, a început să pună acest șablon, nu de ieri, de alaltă ieri, ci de mai mult timp în urmă, pentru a putea controla anumite, hai să o spun pe șleau, un boier bogat putea să-și aleagă femeia și și-o alegea pe care voia el, pe a mai frumoasă, pe a mai tânără, pe a mai știu eu, poate din altă familie bună, poate unii nu voiau din familie bună. Scopul nostru este de a procrea. Trebuie să recunoaștem asta, scopul nostru este de a procrea. Însă nu poți să nu să spui că dacă nu ai un partener. În primul rând, eu nu sunt de acord cu această expresie de a găsi jumătatea. Dacă eu Exact. gândesc că îmi găsesc jumătatea, înseamnă că eu nu reprezint un întreg. Nu sunt întreagă sau Da. întreg, da. Exact, care, exact. În principiu, depinde ce ne conduce pe un anume drum. Contează foarte mult convingerile noastre personale, contează foarte mult familia din care am venit. De asta, pe noi nu ne caracterizează doar eul nostru superior, sinele nostru, ci sinele acela se va manifesta în lume în funcție de familia și zona în care s-a născut. Cineva născut la marginea societății va trebui să treacă prin mai multe etape pentru a ajunge într-un anume punct decât altcineva născut în mijlocul unor familii, să zic, mai înstărite din punct de vedere emoțional, nu neapărat material. Da? Și atunci, fiecare dintre noi, fără să ne uităm la acel șablon, putem să ne căutăm fericirea în viață. Atâta timp cât noi vom fi fericiți în ceea ce facem, fără să fim nemulțumiți, eu vă garantez că acea jumătate va veni lângă noi. Deci nu sunt pe șablonul că e nevoie să-ți găsești jumătatea, sunt pe șablonul să fii tu fericit, să fii mulțumit, să nu ai nemulțumiri, să găsești acea dezvoltare încât să spui, în sfârșit sunt împlinit. Când vei spune asta, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, când vei spune asta, vei găsi pe cineva, nu o jumătate, vei găsi pe cineva cu care să mergi mai departe la drum, pentru că, de ce să nu recunoaștem, într-adevăr, când doi oameni sunt unul lângă altul și se țin de mână, parcă se sprijină unul pe celălalt. Dar asta nu înseamnă că este obligatoriu, pentru că acest șablon de care spuneți dumneavoastră le-a făcut pe domnișoare să se mărite la 18 ani cu primul pe care l-am întâlnit, i-au făcut pe domnișori să se căsătorească cu prima domnișoară care i-a zâmbit și fără să conștientizeze, fără să știe ce stă în spate. Cu ceva timp în urmă, divorțul era ceva de neconceput. Astăzi, din contră, să stai prea mult timp sau să accepti prea mult de la celălalt este de neconceput. Ambele situații sunt în extremă. Dacă pe timpuri au fost atât de multe familii care nu s-au despărțit, deși ar fi trebuit să o facă bărbatul de femeia respectivă sau invers, astăzi, din păcate, nu mai știm să construim acea relație și la prima ceartă, prima supărare, gata, ne despărțim. Deci ne ducem, din păcate, iarăși, societatea se duce în extreme. Însă, nu e vorba de jumătăți. E vorba de a găsi două suflete care să meargă pe același drum. Sau dacă eu merg pe același drum și încă un suflet alege să meargă pe același drum, fiind pe aceeași cărare, vom merge împreună. Da? Că sensul Nu. vieții nu poate reprezenta un șablon. În Exact, niciun exact. caz, uite, asta este un pericol la un moment dat. Pentru că dacă o persoană crede că doar așa poate fi împlinit, fericit, doar așa își poate găsi sensul, va fi într-o eroare. Eu am nevoie să mă simt întreagă, împlinită, fericită, fără ca acest lucru să depindă de ceva exterior. Da? Este important, este foarte important să ai pe cineva lângă tine. Este o lecție până la urmă și o formă de a evolua spre desăvârșire în momentul în care tu știi să construiești relații. Asta este foarte important. Nu să o faci, nu să spui că ăsta este scopul, ci este o parte din procesul prin care tu trebuie să treci ca ființă pentru a ajunge pe o treaptă cât mai înaltă. Da? Deci e obligatoriu pentru orice ființă să învețe, ființă umană, să învețe să construiască relații. Și unde poți să o faci cel mai bine decât cu cineva alături. Da? Deci asta este un ajutor în evoluție, un drum pe care e important să-l parcurgi și evident încă un
ajutor, pentru că în momentul în care înveți să construiești împreună cu cineva, deja tu ai atins o anumită treaptă, da? Tu, în momentul în care construiești singur, foarte bine, pentru că este tot pe statutul tău de creator. Dar în momentul în care tu ai învățat și ai abilitatea de a construi împreună cu cineva, înseamnă că ai atins o treaptă superioară, ai învățat ce înseamnă, în primul rând, să construiești o relație și apoi să construiești ceva împreună. Dar asta nu înseamnă că ăsta este sensul vieții sau că asta este Exact. doar asta de fericirea supremă, exact cum a spus. Un șablon niciodată nu va duce la desăvârșire. Orice șablon. Da, ne-au făcut să credem că bolile sunt ereditare, genetice sau contagioase și numai medicamentul poate vindeca. Cum ar fi supraviețuit atâția înaintea noastră? Corect. Această. Aici aș mai putea să, ale, să, să, să o leg de încă o concluzie unde se, care se pupă foarte bine, se potrivesc. Puterea interioară este o fantezie. Da. Păi oare ce-or fi crezut în primul rând, ce-or fi crezut? Cum or fi ajuns unii oameni la o desăvârșire extraordinară, fie a carierei, fie a ceea ce doreau ei să facă, plecând cu o furculiță și o linguriță în buzunar? Dacă nu prin puterea interioară, ci prin muncă și prin crezul lor că vor reuși. Bruce Lipton și încă un autor care îmi scapă acum, Greg Braden? Greg Braden, oameni de știință în mai multe domenii de activitate, au demonstrat, acum că nu e luat în calcul pe de-a întregul, că este luat în calcul, dar nu pe de-a întregul, au demonstrat că ereditatea sau bolile ereditare, sau uite, tata a avut început de chelie, o să am și eu, nu știu, mama a luat în greutate, o să iau și eu, tata a murit la vârsta cu tare, aoleu, și noi, și eu e posibil să. Toate aceste lucruri se transformă, de fapt, în credințe personale, ci Plane în pe care noi convingeri. le facem singuri. Exact, convingeri limitative, și atunci, normal că tot ceea ce eu cred, Universul va confirma. Dacă eu cred că, nu știu, ai mei au murit și tata și bunicul și străbunicul la 64 de ani, cum este un caz al unui fost președinte american, eu la 64 de ani o să mor, pentru că asta am spus toată viața, asta am crezut, asta am însuflețit. Dar Deci, dacă eu aleg credem primul e meu. prima, Cristian, pentru că noi știm cu toții acum ce înseamnă efectul placebo. Știm că acel efect placebo chiar nu este de 30, se duce până la 50%. Deci noi știm foarte bine că acea putere care vine din noi, acel gând care vine din noi, acea credință a noastră ne vindecă. Da, doamna Olga, dar ne vindecă gratis. Înțelegeți? Ori Împuternicim noi pe noi, pentru că până la urmă nu ne obligă nimeni să băgăm medicamentele alea, să le luăm și așa mai departe. Înainte, să corect? facem câteva exerciții cu noi, să vedem cât poate corpul nostru. Și nu Da, la niște boli grave și acolo să facem noi să ne trezim acum deștepți, pentru că nu. Eu sunt de acord nu, cu medicina asta și voiam să urma să la zic. lucruri simple. Asta urma să zic, e riscant să mergem într-o direcție prea, prea intensă, pentru că nu ai cum unui om într-o situație limită să îi cer să nu ia medicație. Nu. La zona asta bolilor de suflet, da? Da. Aici, să vedem cum lucrăm. Și cu ereditatea, dacă îmi permiteți, o să îmi spun propria părere pe care am analizat-o și am experimentat-o de-a lungul anilor de când sunt practician EFT. Ce înseamnă ereditatea? Ce înseamnă faptul că, uite, mama a avut diabet, se transmite și sigur o să am și eu. Diabetul, ca și cauză, are anumite percepții disfuncționale, convingeri disfuncționale, emoții disfuncționale, emoții consumatoare de energie, care împreună duc la această afecțiune. Da? O să dau câteva exemple, pentru că e mult acolo și e de discutat în primul rând specific, așa ar trebui luat fiecare individ specific. Dar o să dau niște direcții generale un pic de dragul exemplului. Într-o frază, diabetul înseamnă mi-am pierdut dulceața vieții. Da? Bun.
dacă eu merg pe această credință ani de zile, dar nu mai găsesc nimica de care să mă bucur în viață, da? Viața mea este o luptă, nu mă mai pot bucura de nimic, nu sunt înțeles, nu pot să fac ceea ce mi-aș dori să fac. Evident, toate aceste lucruri formează la un moment dat un câmp atât de puternic încât începe să acționeze în fizic. Da? Ele toate se întâmplă întâi în energetic, da? În eteric, în plan eteric, în câmpul, în velișul nostru eteric. Ei, odată ce au format un câmp super puternic, ajung să acționeze în fizic, da? Se produce afecțiunea. Bun. Se știe foarte clar că se pot transmite generațional convingeri și sunt, la fiecare dintre noi avem cel puțin una, două convingeri transgeneraționale. Evident, copilul meu stând în același mediu o să preia aceleași convingeri disfuncționale. Evident că îl vor duce în același punct, da? Deci nu afecțiunea se transmite, ci tiparul care duce la afecțiune se transmite. Ăsta se transmite. Și atunci, dacă oricine din acel neam încearcă să schimbe puțin, să vadă, măi, ceva e disfuncțional aici, dar nu face bine să tot gândesc așa, să tot însuflețesc lucrurile astea. În momentul în care se schimbă, evident că se schimbă și posibilitatea de a avea acea afecțiune. Și am N exemple în jurul meu, una dintre prietenele mele bune, tatăl ei era cu sindrom Reye, sindrom care se spune că nu se tratează cu absolut nimic. Ea avea același sindrom. I s-a spus că tatăl ei a plecat cu el pe lumea cealaltă, deci nu e vindecabil. La fel o să-l aibă și ea toată viața. Ei, într-o zi s-a hotărât să vadă dacă într-adevăr așa e sau nu e așa. A schimbat și a dat seama care e tiparul disfuncțional, a schimbat toată partea aceea de viața ei și în ziua de astăzi ea este fără acest sindrom Reye. Bine, mersi. Da? Deci se poate, dar în momentul în care tu știi unde să te uiți, evident, așa cum ați spus, pornit de unde? Din stare de confort, nu din disfuncționalitate maximă, pentru că în momentul în care ți se pune un diagnostic, în care ți se spune, măi, nu prea ai foarte mult, nu ai cum să te apuci de lucruri de genul acesta. E nevoie să ții cont de tot, adică și de medicină, și de suportul celor dragi, în primul rând, și de partea emoțională. Da, e nevoie să iei totul în ansamblu și să te vezi pe tine ca ființă cu ce? Cu psihic, cu suflet, cu corp și pe toate să le iei în considerare. Da, trecem la următoarea concluzie. Ne-au făcut să credem că opusul iubirii este ura. Nu, o să vă spun că absența iubirii este frica. Atât. Ura vine din frică, furia vine din frică și ne-au făcut să credem că oamenii sunt răi. Ne-au făcut să credem, aș continua puțin așa, ne-au făcut să credem că lumea este periculoasă, ne-au făcut să credem că e nevoie să luptăm în viață și așa mai departe. Convingerii, exact, că tot de la asta ne întoarcem, disfuncționare pe care și eu și Clarisa le întâlnim la majoritatea celor cu care lucrăm. Tocmai acesta este câștigul lor. Eu când spun lor, evident mă refer la cei păpușari care sunt din altă sferă energetică, materială, cum or fi ei, care parcă conduc această lume și o vor să o ducă într-o zonă foarte neagră. Așadar, ne-au făcut să credem că oamenii nu ne iubesc și atunci să răspundem cu aceeași monedă. Ne-au făcut să credem că e nevoie să ne luptăm pentru a primi ceva și în momentul în care conștientizăm că furia celor din jur vine din frică. Vedeți, când vedem un om furios, zicem ce om rău. Eu când văd un om furios, eu nu zic ce om rău, pentru că eu înțeleg mecanismele din spate și eu zic, uite, un om care e într-o stare de frică, de panică, teroare. De ce e omul ăsta în stare de frică, teroare? Pentru că undeva, la începutul vieții sale, a trăit anumite evenimente care i-au marcat viața. Nu contează ce sunt.
În momentul acela a luat decizia ca de fiecare dată el nu va fi pus. Poate le-a văzut în jur, poate le-a văzut pe stradă, poate le-a văzut la televizor, nu știu, filme horror, mai știu eu ce. El a luat hotărârea că eu nu voi fi în acea situație și pentru a nu fi în acea situație voi fi agresiv. De ce sunt oamenii agresivi? De frică. De frică, virgulă, ca nu cumva celălalt să mă domine. De frică, virgulă, ca nu cumva celălalt să mă acapareze și așa mai departe. Este o foarte mare greșeală să considerăm furia, ura și așa mai departe, opusul. Opusul. E ca și cum întunericul e opusul luminii. Nu, întunericul este absența luminii. Frica este absența iubirii. Tot ceea ce vine din disfuncționalitate înseamnă absența iubirii în interiorul nostru. Poate fi iubire față de noi. Știți, oamenii de cele mai multe ori nu se iubesc pe ei înșiși. Și una dintre cele mai grele sau grave, să zicem așa, convingeri sau emoții sau stări, este cea de vinovăție. Când omul se simte vinovat, nu se mai iubește pe el și atunci începe să dea vina de multe ori și pe el în interior, în subconștient și pe cei din jur. Din cauza tuturor se întâmplă atât de multe lucruri în viața lui, nu cumva să zică, virgulă, că din cauza lui. Da? O fals, aș spune și la această afirmație pe care ați spus-o dumneavoastră, da, asta ne-au făcut să credem, însă nu este adevărat. Cu cât avem mai multă înțelegere față de cei din jur, cu cât avem mai multă înțelegere față de noi, față de deciziile pe care le-am luat, noi întotdeauna, sau mă rog, de foarte multe ori îl aducem în discuție pe Serghei Lazarev. Dumnealui spune că în momentul în care omul se îndreaptă către iubire, totul se rezolvă și mai spune că trecutul este ca un film care deja s-a derulat. Trecutul este al lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, Doamne. Trecutul, prezentul este al meu. Viitorul e ceva în desfășurare, acolo în ceață, nu se știe. Pot să mi-l creez și să-l văd sau nu știu. Dar prezentul este al meu. Prezentul depinde de mine. A fi în stare de prezență este unul dintre cele mai importante lucruri pentru că atunci conștientizezi când se depășește o anumită limită de furie, agresivitate și așa mai departe. Și în concluzie, repet, furia este un component al fricii, iar frica este absența iubirii. Ne-au făcut cu prosperitatea. Da, spune Clarisa, așa apoi trec la următoarea. Da, doar o frază voiam să spun. Din punctul meu de vedere, iubirea nu se opune nimănui. Și nimic nu se opune iubirii. Pur și simplu, toate aceste stări disfuncționale apar în golurile din care iubirea dispare. Unde iubirea nu există, apare orice altceva. Vorba lui Marin Preda, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Da, ne-au făcut să credem că prosperitatea nu este pentru toată lumea. Și aici fiecare știe din familie, nu? Să nu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma, bani la bani, păduche la păduche și așa mai departe. Așa am fost crescuți fiecare. Dacă provii dintr-o familie simplă, dintr-o familie săracă, dintr-o familie fără foarte multe resurse, targetul acela este de neatins, de a fi prosper, de a fi bogat, de a fi. Este un vis pe care, cum să spun, nu-l vei atinge. Așa îți vor spune toți de lângă tine. Așa vei fi Da, educat. Ai vorbit. depinde ce înțelegem prin prosperitate și prin bogăție. Vedeți că de cele mai multe ori aceste lucruri se referă strict la bani. Da, la partea materială. Clar. În momentul în care tu ai o configurație sănătoasă emoțional și psihic în ceea ce privește a fi prosper, atunci partea materială cumva este un efect secundar. Deci partea materială vine oricum, pentru că tu înăuntrul tău ai o configurație sănătoasă, o percepție sănătoasă asupra ce înseamnă să fii prosper. Cristian are un curs de prosperitate, un workshop foarte, foarte frumos, pe înțelesul tuturor.
unde explică practic ce înseamnă în idee prosperitatea și abundența. Da? Din păcate, la fel, sunt niște convingeri pe care noi, fără să ne dăm seama, le inoculăm copiilor noștri de fiecare dată când spunem nu sunt bani, nu avem bani. Nu, în loc să găsim o altă formulă, da? Nu acum sau E pentru am. noi, nu o să avem niciodată, e greu, mă mică, să merge, să ajungi acolo și așa mai departe. Exact. Deci e nevoie de un pic de educație în direcția asta. E nevoie de educație pentru că cel puțin în România s-a lucrat pe această parte timp de vreo câteva sute de ani. Am avut domnia Fanariotă, nu mai vorbesc de înainte de Fanariot, pe urmă au venit restul, fiecare din cei care erau la conducere sau voiau să, asta a fost scuza întotdeauna, România e nevoie să se dezvolte. Noi de 300 de ani avem nevoie să ne dezvoltăm, de parcă nu putem să ne dezvoltăm în prosperitate. Uite, SUA s-a dezvoltat în prosperitate. E adevărat, nu neapărat pentru toți și acum vedem ce se întâmplă, dar acum, în urmă cu 100 de ani, dacă te uiți pe statistici, dacă oricine se uită pe statisticile SUA, vede că nivelul de trai la 90% din populație era foarte ridicat față de restul popoarelor. Da, nu intrăm în detalii. Au fost și acolo destul de multe șuișuri și coborâșuri. În România însă, aceste bani la bani, păduche la păduche, banul ochiul dracului, mai bine sărac și Curat. curat. Vedeți? În momentul în care toate acestea s-au inoculat, oamenii au început să se uite la cei care s-au îmbogățit sau la cei care parcă sunt bogați sau la cei care au un alt stil de viață cu dușmănie. În momentul în care eu mă uit, haideți să luăm un exemplu, așa nu-mi vine în minte decât un singur miliardar din România pe care toată lumea îl iubește sau îl urăște, Ion Țiriac. În momentul în care mă uit la Ion Țiriac și spun, ia uite și la asta, cum poate să vorbească despre popor, sigur a făcut el ceva, nu poți, domnule, el cine știe, merge cu ăia la vânătoare de, nu, adică nu susțin vânătoarea de, da, ca idee. Oamenii caută motive să se uite cu dușmănie la oricine este bogat în România și mai are și motive să, nu știu, vorbească despre cei din jur. În momentul acela eu îi spun stării mele interioare, tu nu vei fi ca el. Pentru că eu dacă urăsc culoarea roșu, nu o să o îmbrac niciodată, nu-i așa? Eu dacă urăsc muntele, nu o să merg niciodată pe munte. Eu dacă urăsc oamenii bogați, eu cred că ăia sunt răi, eu nu o să ajung niciodată ca ei. Oricâte multe oportunități mi se vor oferi și oricâte șanse voi avea, datorită concepției mele interioare că ăia sunt răi, că ăia sunt, nu știu, probabil au luat mită sau au dat mită, ceva necurat au făcut ei, că nu poți, domne, cam așa e în România, nu poți, domne, să pleci de jos și să ajungi sus, nu există, ori ai pe cineva în spate, o altă convingere limitativă din România, dacă reușești pe cont propriu, ai pe cineva în spate și așa mai departe. Această convingere, din păcate, îi ține pe oameni blocați în acea sferă. Și această convingere, într-adevăr, ne-a fost inoculată nu doar nouă românilor, în toată lumea a fost inoculată de către bogătași, pentru ca nu cumva să creadă cineva că poate fi ca mine. Această vorbă pe care a spus-o Clarisa cu sărac și curat este atât de bine împământenită în sufletul nostru, în mintea noastră, în subconștientul nostru, încât și refuz să zici bogat și curat. Nu pot, mintea nu poate să gândească asta. Nu poate concepe. Pentru un român mai ales, hai că poate pentru un american, da, poate pentru un german, da, sau un francez. Dar pentru un român, cum doamne, bogat? Și acolo au găsit și au pus acolo un, cum să spun, au făcut un, au pus un apendice și spun cu bogat și curat, dar să nu întreb cum am făcut primul milion. Da. Deci e o convingere la nivel mondial, din păcate, care nu este constructivă. În momentul în care trecem de acea convingere, putem deveni orice. Și acum depinde foarte mult și ce înțelege omul, dacă ne referim strict la partea materială, prin a fi bogat. Da. Fiecare are, La partea materială. cred că are un target, are o idee anume despre ce înseamnă a fi bogat. Dacă te uiți la un om care trăiește în sărăcie lucie, a fi bogat înseamnă să își permită să stea probabil într-o garsonieră în chirie, să aibă un serviciu bun și Și un să, duș. da, un duș și să
nu ducă grija lipsei de mâine. Pentru altcineva, a fi bogat înseamnă să ai probabil o vilă, să ai o mașină de ultimă generație. Pentru altcineva, a fi bogat, da, mă duc așa ierarhic, înseamnă să deții probabil o companie. Pentru altcineva, pentru deținătorul de companie, probabil a fi bogat înseamnă să ai și un elicopter sau un avion privat și să deții o insulă, da? Mai departe, și așa Exact, să deții o lume, pentru că mai au fost bogați să dețină o lume. departe. Păi de acolo s-a plecat. De acolo s-a plecat. Am atât de mulți bani. Ce Noi am putea? împuternicim și aceste vorbe. Am mai vorbit odată într-o emisiune. În ultimii ani, și cred că cu precădere în ultimii 2-3 ani, se vorbește foarte mult despre bogați și săraci. Nu mai vorbesc despre oameni care își permit și oameni care nu își permit. S-a făcut așa o separare clară. Noi o facem intrând în dialoguri în care se folosesc aceste cuvinte, folosindu-ne și noi, folosindu-le și noi și, cum să spun, împuternicindu-le. Pentru că, vezi, observ pe buletinele de știri, un bogat, un sărac. Așa ceva nu se întâmplă. Din păcate, suntem obișnuiți să punem etichete. Și etichetele nu fac decât să limiteze. Să limiteze și să ne limiteze. Da. Repet încă o dată, avem nevoie să ne vedem ca ființe complexe. Noi suntem de o complexitate. Nu ne dăm seama nici măcar 10% din ceea ce suntem noi cu adevărat. Noi ne raportăm la etichete, la șabloane, la strict lumea materială, ca și cum, nu știu, am fi, ni s-ar fi șters cu buretele orice altceva. Și dincolo de asta, ok, bun, hai să mă raportez, dacă așa îmi doresc, la lumea materială. Dar nici măcar lumea materială, eu nu pot să o înțeleg ca și principiu de funcționare. Și iau doar lumea, partea materială și ideea de a fi bogat, da? Un om oarecare probabil își dorește o mașină frumoasă, o mașină care să atragă priviri, da? Nu știu, astăzi, de exemplu, am văzut întâmplător un Bentley și o să zic Bentley pentru că era într-adevăr o mașină foarte frumoasă, elegantă, am admirat-o și noi. Poate cineva, uite, își dorește un Bentley, dar în momentul în care vede acea mașină, ce face? Îi se strânge inima, zice exact cum spunea Cristian. Cine știe ce hoț o fi, cine știe Ce-o fi ce o făcut fi ăsta făcut pentru de bani? are acea mașină, da? Și evident, în el apare un sentiment de, în primul rând, neputință, în al doilea rând, de frustrare, da? Și exact alea sunt semnalele, atenție, pe care le va trimite în univers. Universul va lua notă exact de acele semnale, da? Frustrare, neputință, poate dispreț, dezgust pentru acel om care conducea mașina și atunci un univers se va reconfigura foarte, foarte repede și se va lua notă de următoarele. Acestui om nu-i face bine Entry. o așa mașină, pentru că uite ce trezește în el, da? Exact la fel ne putem raporta la orice. Deci noi nu știm cum să însuflețim anumite semnale, astfel încât să ajungem mai aproape de ceea ce ne dorim. Eu am dat exemplu cu facturile la un moment dat, care este un subiect sensibil pentru oricine. Dar în momentul în care, pentru marea majoritate a oamenilor, da? În momentul în care vine o factură mare la gaz, și eu privesc acea factură și mă ia inima și zic, Doamne, nu știu cum o să o scot la capăt, exact semnalul ăsta îl trimit în univers și atunci acolo se înregistrează, acestui om nu-i face bine să fie în contact cu o sumă mare de bani. Și o să stea departe de o sumă mare de bani, probabil toată viața. Pentru că în momentul în care vine o factură pe timp de vară, și omul vede acolo 30 de lei, omul se bucură. Și aia se înregistrează în univers. Omului acestuia îi fac bine sume mici de bani. Da?
La fel cu o relație. Eu îmi doresc o relație, dar în momentul în care văd pe stradă doi îndrăgostiți care se iau în brațe, se sărută, sunt tot o fericire, mie mi se strânge inima și mă uit în altă parte, că mă doare. Exact semnalul ăsta îl trimit în univers și universul o să ia notă și o să zică acestui om nu i-ar face bine să fie într-o relație pentru că uite ce simte în momentul în care vede așa ceva frumos. Și ca să închei cu o singură frază, și în materie de relații, și în materie de viață, și în materie de bunăstare, prosperitate, belșug. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai, de ce ți-ar da Universul mai mult? Exact. Căutați starea de mulțumire și recunoștință pentru tot ceea ce aveți, evident în ideea de a mulțumi și de a primi mai mult. Nu în sensul că mă mulțumesc cu atât, ci în sensul că sunt recunoscător că am lucrurile astea și voi merge mai departe pentru celălalt. Da. De aici mai departe. Ne-au făcut să credem că suntem ființe imperfecte și de aceea trăim cu vinovăție, lipsă și frică. Suntem ființe imperfecte? Cine e perfect până la urmă? Una din cele mai păzite, unul dintre cele mai păzite secrete în antichitate și în lumea veche, era aceasta. Zeii au fost oameni. Deci, în momentul în care un neofit, unul care nu avea parte, afla lucrul acesta, imediat își dădea seama de câteva lucruri, nu trebuia să gândești prea mult, câteva lucruri extraordinare. În primul rând, n-am nevoie să ascult de preoții ăștia, n-am nevoie să mă subordonez regelui, n-am nevoie să mă subordonez bogaților. Eu, dacă fac ceea ce trebuie, pot deveni zeu. Evident, poate că nu știa că pe parcursul mai multor vieți. E, exact acest lucru din a nu cunoaște, ca nu cumva ca masele să cunoască secretul ăla și să-l pună și în practică, cum era cu focul, a dus focul oamenilor să-l pedepsim. S-a mers pe ideea cealaltă. Hai să le spunem cât de păcători sunt. Haideți să venim cu ideea că, uite, te-ai născut deja cu foarte multe păcate, că ești vai de capul tău, că de dimineața până seara. Într-o oarecare măsură, noi venim într-un anumit punct pentru a repara anumite greșeli. Asta nu înseamnă că ne naștem păcătoși, asta nu înseamnă că ne naștem murdari sau așa mai departe. Un copil, spre exemplu, care a făcut o greșeală, îl ajutăm să o repare, nu-l pedepsim. Sau așa ar trebui. Îl ajutăm să repare greșeala, să nu se mai ducă acolo. În aceeași idee și Universul, în momentul în care greșim, nicio problemă, ai greșit. Toți greșim, cum spunea Clarisa, nimeni nu e perfect. Ni se dă șansa unei noi vieți întotdeauna pentru a repara acea greșeală. Ce facem cu ea e partea a doua. Una dintre lucrurile foarte nesănătoase plecate din această frază pe care a spus-o dumneavoastră este aceea că omul consideră că, plecând de la ideea asta, nici n-are rost să mă mai curăț, eu cum știu cum mă mai curăț, eu cum știu cum mă mai îmbunătățesc, las așa, asta este și așa sunt blestemat. Și iarăși se duce în acea tendință de vinovăție și, cum spunea Clarisa mai devreme, ceea ce eu însuflețesc, îi spun Universului și el îmi confirmă. Da, ești vinovat și voi intra în situații în care să fiu vinovat, că nu pot face multe lucruri. Da, eu am plecat de la această idee spunând că cine e perfect în ideea că, așa cum ați spus această frază, da, suntem imperfecți. Nu știu dacă e vorba despre imperfecțiune și perfecțiune. Cred că ideea de bază este că practic nu ne lipsește nimic ca să ajungem la desăvârșire. Da? Nu avem nevoie de nimic, nu suntem, nu avem lipsuri. Da? Lipsuri, da. Nu avem niciun fel de lipsuri. Noi avem tot ceea ce ne trebuie. Asta nu ne face neapărat perfecți, dar avem tot ceea ce ne trebuie ca să ajungem la desăvârșire. Ceea ce am putea spune că este perfect este creația. Creația este perfectă. Este un sistem perfect pus la punct care se autoreglează, da? Noi facem parte din creație, nu ne lipsește nimic. Și putem, la rândul nostru, exact cum spunea Cristian, să ajungem în acel punct de a fi creator al unei creații care să fie, din punctul nostru de vedere, perfecte. Da? Dar până acolo,
Noi avem nevoie să ajungem la acea desăvârșire. Tot ceea ce facem noi este să călătorim pe un drum al cunoașterii și cu fiecare viață, cu fiecare gând, cu fiecare acțiune pe care o facem, mai facem câțiva pași pe acel drum. Da, în acest sens, dacă e să o luăm așa cum am spus-o, într-adevăr nu ne lipsește absolut nimic. Oricare dintre noi are aceleași șanse la nivel de suflet, vorbesc, da? Pentru că ar trebui să privim lucrurile la nivel de suflet, nu la nivel de piatră. La nivel de suflet nu ne lipsește niciunuia dintre noi nimic pentru a ajunge să ne atingem cu adevărat scopul suprem. Da, ne-a făcut să credem că înainte de a ne iubi pe noi înșine, trebuie să iubim pe ceilalți. Și aici aș mai adăuga, dacă este un păcat sau dacă este un semn de egoism, a te iubi pe tine, a te prețui. Este primul lucru pe care ar trebui, și aici subliniez cuvântul, ar trebui să-l facem în această viață. Este primul lucru pe care părinții ar trebui să-i învețe pe copii să se iubească pe ei și să se uite în oglindă și să vadă cât de frumoși, deștepți, înțelepți sunt. Evident, e nevoie să înțelegem că nu putem ajunge la aroganță, la mândrie și așa mai departe. În momentul în care eu mă iubesc pe mine, în momentul în care eu îmi creez o imagine despre mine de care eu sunt mulțumit, în momentul acela, lumea întreagă mă va percepe în funcție de imaginea pe care mi-am creat-o eu și o am eu despre mine. Evident, lumea întreagă undeva la 90%, că întotdeauna sunt și un diamant. Dacă întreb oamenii, sunt oameni care zic, da, ce să facă cu diamantul? Nu-mi place mie, mie nu-mi place diamantul, deși el este extraordinar, să zicem, da? Deci, Sunt acei 10% reglator de karmă. reglator Nicio de karmă. problemă, trebuie să fie. E primul lucru pe care ar trebui să-l facem, să ne iubim pe noi înșine. Nu este deloc, evident, se transformă în egoism în momentul în care noi ne considerăm mai buni decât ceilalți. Diferența între a mă iubi pe mine însumi și a iubi și pe ceilalți și diferența între a da în egoism este să mă uit de sus la ceilalți. Dacă eu mă uit de jos la ceilalți, am o stimă de sine scăzută. Dacă eu mă uit de sus la ceilalți, deja este egoist. Dacă eu mă uit la toți oamenii din jur ca la egalii mei, nu contează că ne întoarcem iar bani, putere, poziție, nu, ca la suflet, de la suflet la suflet, în momentul acela am atins acel punct, evident cu mențiunea că am nevoie să cred și să am acea imagine despre mine extraordinar de bine conturată, extraordinar de bine făcută, în care să cred 100%, pentru că întotdeauna vor exista reglatori de karmă, vor exista situații în care mi se va pune la încercare. Tu chiar crezi că poți? Da. Și în momentul acela ți se pune în față încercarea și tu treci mai departe. Nu este o formă de egoism din punctul meu de vedere. A mă iubi pe mine însumi înseamnă a iubi și pe ceilalți, pentru că știu că în momentul acela eu sunt unul cu toți și suntem legați și conectați toți. Era la un moment dat într-o ediție Zoom, a fost o discuție cumva aproape de acest subiect și cineva a pus o întrebare, ce-ai face sau dacă ai fi mulțumit, cred că ceva de genul a fost, dacă te-ai întâlnit tu cu tine față în față. Și o doamnă mi-a spus că pe ea a șocat-o acea întrebare, pentru că a realizat că nu știe dacă s-ar recunoaște, dacă s-ar întâlni cu ea față în față. Și s-a dus și s-a privit în oglindă și a început să vorbească cu ea, să-și dea seama cine e ea de fapt. Cred că există o majoritate covârșitoare care ar putea să spună același lucru. Noi, practic, după părerea mea, a te iubi pe tine sau a înțelege ce înseamnă să te iubești pe tine, în primul rând, înseamnă să te cunoști foarte bine. Pe cine iubești? Cine ești tu acela pe care te iubești, pe care îl iubești? Cine? Pe cine iubești? Cum te definești? Cum te cunoști?
Deci e necesar să te cunoști extrem de bine, să știi cine ești până în străfundurile ființei tale, ca să poți să spui, mă iubesc pe mine, cu tot ceea ce sunt. Da? Dacă nu te iubești pe tine, ești în stare să-l iubești pe altul. Știi să iubești. Aici este o discuție. Se spune că nu poți să dai din ceea ce nu ai. Și atunci, evident, este mult mai profund dacă pornești de aici. În momentul în care mă cunosc, mă accept, mă iubesc, atunci altfel pot să mă raportez și la celălalt. Altfel pot să îl accept, să-l înțeleg, să-l iubesc. Așa este. Pe ce mai departe? Ne-au făcut să credem că atunci când iubești, suferi. Este obligatoriu atunci când iubești să suferi. Care e frică de suferință. De asta nu iubesc. Și cei care nu iubesc, nu suferă, nu sunt oare într-o suferință continuă? Haideți să ne uităm la unii oameni care nu neapărat că au hotărât, că sunt și alte persoane care au hotărât că, întoarcem la întrebarea cealaltă, au hotărât să fie singuri de felul lor. Dar sunt unii oameni care nu iubesc pe nimeni. Nu vorbesc de o relație neapărat de iubire între un bărbat și o femeie, de cuplu. Ei, în general, nu iubesc lumea. Haideți să ne uităm și să privim oameni de genul acesta. Îi vedem peste tot. Este rețelele de socializare sunt pline de ei, YouTube-ul e plin de ei, TikTok-ul și așa mai departe. Genul de oameni care niciodată nu încurajează, genul de oameni care întotdeauna critică, genul de oameni care întotdeauna atacă. Se spune despre acești oameni că ei sunt într-adevăr mediocri. Mediocrul niciodată nu te încurajează, nu te susține, nu găsește ceva pozitiv la tine, găsește doar elemente negative și așa mai departe. Și haideți să-i întrebăm pe acești oameni, domnule, dumneata, fie bărbat sau femeie, ești fericit în viața ta? Ai mulțumiri? Ai satisfacții? Când te culci seara și pui capul pe pernă, ai un zâmbet așa pe față? Când te trezești dimineața, te trezești, hai să zicem că te trezești într-o sâmbătă dimineața, cum au făcut probabil și dumneavoastră și toți prietenii noștri, la ce oră vrem, da? Și te trezești fericit, te trezești într-o lume frumoasă. Eu vă garantez că de cel mai multe ori e nu. Depinde ce înseamnă sau care este suferința. Să știți că suferința în iubire este extraordinar de frumoasă. Dacă ajungi să ai acea iubire extraordinară și să ajungi la un moment în care să conștientizezi că ai greșit, tu vei suferi. Eu nu mă refer că celălalt te face să suferi. Nu. No. Aia e partea a doua. Aia e iară convingere limitativă. Fiecare om greșește viața. Nu există. Nu există relație 100%. Ce înseamnă relație perfectă? Înseamnă o relație de iubire. Dar și într-o relație de iubire, oamenii mai greșesc. În momentul în care ai conștientizat că ai greșit, primul lucru pe care îl faci, că tu ai greșit, dar mă refer la oamenii care dau vina pe ceilalți. Primul lucru pe care îl faci este să cauți și să găsești soluții, să remediezi situația. Aceea este o perioadă de, să-i spunem așa, suferință, pentru că tu îți dai seama, conștientizezi, realizezi că ai produs în celălalt suferință. Da? În Dar e și general, o perioadă de creștere, în momentul în care asta tu e, da. găsești E soluția. cea mai bună perioadă de creștere pentru că tu găsești soluția, nu te cufunzi în acea stare de vinovăție, nu aștepți ca celălalt să facă primul pas, nu intrăm în detalii, că n-are rost. Este minunat să iubești în general și nu, iubirea nu aduce suferință, este iarăși o convingere limitativă, a pusă prin foarte multe drame și filme de dragoste, să zic așa, care bineînțeles că prind la public exact cum prind și acele zicale că ban la ban și păduche la păduche. Dar la fel prind și celelalte. Și o să vorbiți cu oameni mai tineri sau mai în vârstă care o să vă confirme. Da, domnule, eu am iubit și nu mai că am fost trădat, am făcut aia Suferi din destul. cauza Nu mai lucrurilor trebuie. tale. Exact, nu-i mai trebuie, da. Iubirea, din punctul meu de vedere, iubirea este cea mai puternică forță din univers. Iubirea vindecă, iubirea produce miracole. Ceea ce produce suferință sunt pretențiile și atașamentele. Alea produc suferință, da? În momentul în care nu mi s-au îndeplinit așteptările sau pretențiile, evident că voi suferi.
Din nou, suferința nu este, acum vorbesc la modul general despre ideea de suferință, nu este ceva de care noi cumva ne putem debarasa de-a lungul vieții noastre. Ideea este că noi am înțeles greșit termenul de suferință. Suferința este în sine ceva ce nouă nu ne face plăcere. Poate să fie o durere, poate să fie o situație, poate să Poate să fie. fie ieșit afară iarna, e iarnă, sufăr că e frig. E normal să fie iarnă, Exact. da. Deci suferința, noi ar fi trebuit să o înțelegem sau ar trebui să o înțelegem ca și corect, ca și principiu. Nu există only positive vibes, cel puțin în universul în care noi trăim. E un univers dual. Astea sunt mecanismele de funcționare. Inima noastră, eu o să repet exemplul ăsta când mi se pare cel mai evident. Inima noastră este pe o contracție, o dilatare, da? Ce înseamnă? Ar însemna că dilatarea e bucurie și contracția e suferință, da? E, dacă ar exista numai dilatare, știți cât ar dura? Vreo 0,7 sau 8 secunde. Atât. Și s-ar termina și suferința și bucuria în același timp, da? Deci, problema este să știm să privim corect. Ia urcați voi, câți dintre voi vă plac drumețiile pe munte, vă place muntele? Ia închipuiți-vă că urcați voi de dimineața de la ora 7 până seara la ora 10, doar în pantă pe munte, fără să vă opriți. Fără să găsiți un luminiș unde să vă odihniți, fără să mai mergeți pe porțiuni drepte, fără să mai aveți Coborâșul. coborâșuri, da? Doar în pat, doar în pat. Uite, de la 7 dimineața la 10 seara. Cine poate și cui ar face plăcerea asta? Nimănui. Deci ajungem la deformarea valorilor. Adică suferința oricum e inevitabilă, însă eu o să ajung să sufăr mult mai mult dacă eu nu știu să privesc corect suferința. Da, ne-au făcut să credem că liderii religioși și politici sunt necesari și că trebuie să-i păstrăm. Da. Aici este General, o vedem viața fără lideri. Nu, gândim că ar fi haos. întrebare capcană. Societatea se bazează pe niște reguli. Avem nevoie de lideri, avem nevoie de oameni care să ia anumite decizii, pentru că nu oricare dintre noi ne pricepem la economie. Nu oricine dintre noi se pricepe la agricultură, nu oricine dintre noi se pricepe la. Ați Eu nu cred înțeles că și ideea? există vreun român care să nu se priceapă la fotbal. Mai puțin românii care se pricep la toate și nu mi-o luați în nume de rău, așa este. Însă, Nu e rău asta, dar asta. nu neapărat că avem nevoie de lideri, avem nevoie, de fapt, de lideri, nu de șefi. Asta e faza. Aici este păcăleala. Unul la mână, doi la mână. În momentul în care acel lider pune interesele cui pe primul loc? Pentru Omul de că rând de nu spui lider, spui cel care reprezintă o comunitate. reprezintă o comunitate, Dacă interes. spui lider, te gândești la cel care este cel mai capabil pentru postul respectiv din acea comunitate. Ce Iar care greșeala e cunoaște. a noastră atunci când Da. mergem și votăm unei ca nimeni, ca să scăpăm de vot sau că nu contează. Dacă nu contează, de ce Dumnezeu mai votăm? Da. Am venit ceva în minte, dar nu o să intru în detalii politice. Să ne gândim întotdeauna la cel care cunoaște problemele grupului. Pentru că dacă cel care este pus pe o anumită funcție a stat întotdeauna aici și nu a fost în grup să vadă care sunt problemele, evident că va avea o percepție greșită asupra realității. Pentru că, într-adevăr, omul de rând, uite, eu, spre exemplu, habar n-am dacă o acțiune a unui, să zicem, serviciu de informații este benefică sau nu țării, dar sunt convins că oamenii de acolo știu. Însă, e foarte important să conștientizăm că cei care iau decizii sunt dintre cei pe care noi îi alegem. În același timp, dacă mie pe masă mi se pune doar o banană și un măr, eu poate vreau pere, eu vreau, poate vreau lubeniță, dar eu poate vreau Deci, cred piersici. eu că noi mai greșim. Greșim atunci când nu ne gândim și nu analizăm omul respectiv ca un tot. Pentru că, spui, domnule, e lider politic, face politică sau nu știu ce, mă interesează viața privată. Da, pe mine mă interesează viața lui privată. Și să spun de ce. Pentru că de acolo citesc caracterului.
Bineînțeles. Fie mai mult sau mai puțin, într-un domeniu se învață. Dar caracterul este cel pe care nu poți să-l schimbi. Asta e una, da, avem nevoie să cunoaștem acel om în ansamblul lui, la fel cum avem nevoie să ne cunoaștem pe noi, ca între de aici a pornit, da? Și mai avem nevoie să știm că în orice moment, chiar dacă noi l-am ales, da? Și pe parcurs ne dăm seama că, uite, poate nu e totuși cea mai bună variantă, da? Sau poate a luat-o el în bălării, că sunt atâția care erau varianta bună și s-a hotărât să... Sau poate. Eu încă am dreptul de a mă exprima. Oamenii s-au dus la vot, au votat, au venit acasă, poate o perioadă au fost bucuroși că au crezut că e cel mai bine așa, după care au intervenit nemulțumirile. Și ce fac oamenii în general cu nemulțumirile? Și le varsă tot în mediul în care trăiesc. Adică încep să își verse toate frustrările în casă, să zică, uite, că din cauza lui ăla ce se întâmplă, că nu face nimic, că nu ne reprezintă, că o ducem tot mai rău. Unde îmbâxești tu atmosfera? Tot la tine în casă. Unde? Între prieteni, între cunoștințe, în familie. Deci oamenii stau cu nemulțumirea, amplifică acel câmp unde, în mediul în care trăiesc, în loc să caute o soluție. Ce e soluția? Păi mă duc la omul ăla. Există sisteme, există mecanisme în societate, mă duc și cer o audiență. Mă folosesc de, uite, tehnologia care e acum. Fac o postare la care probabil alți oameni o să adere și o să mi-o susțină. O dau mai departe, trimit mail-uri. Fac ceva. Omul nu mai face. Omul s-a oprit. Zice, mi-am făcut datoria civică, mă duc liniștit acasă, dar după o perioadă, dacă se întâmplă ceva, unde? Ce fac? Stau cu nemulțumirea și uite așa, o învârt în mediul în care trăiesc, fără să iau acțiune. Este. Trecem mai departe, mai avem puțin și nu vreau să vă țin 2 ore. Ne-au făcut să credem că doar prin război putem instaura pacea. Și aici aș vrea să menționez câteva citate care se tot plimbă așa pe Facebook. Unul dintre ele este al lui Churchill, om politic, da, foarte cunoscut, respectat de cei care cunosc istorici, de cei care nu cunosc. Și aici o spun chiar cu un pic de răutate. Ar trebui să mai citim din urmă așa despre fiecare dintre aceste figuri politice. El spune că dacă vrei pace, trebuie să te pregătești de război. Eu personal nu prea cred în asta. Domnul Olga, trebuie să trebuie prin război ca să ajung la pace. Nici o pace n-a fost câștigată prin război. Tot la masa tratativelor au ajuns. De ce trebuie să sufere lumea? În primul rând, o paranteză. Dacă e vorba de istorie, nu pot să nu intru puțin în detalii. Oamenii îl cunosc pe Churchill pentru faptul că a fost primul ministru al Marii Britanii în perioada celui de-al doilea război mondial și a reușit să-i învingă pe naziști. Ia uitați-vă dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți, și căutați ce a făcut domnul Churchill în tinerețe. Ia vedeți cu câte triburi a masacrat prin Africa. Nu-l acuz, eu vă spun ce a făcut. Ar trebui să citească. Păi ar trebui să vă uitați să vedeți că nu vă va mai place de el. Adică alții au fost considerații că au făcut genocid. Este foarte posibil dintr-o anumită perspectivă să începe să considerați despre Churchill așa și nu știu dacă o să vă mai placă. De-aia e bine să ne cunoaștem istoria în general a umanității. Da, aveți dreptate tot felul de... iarăși... Tot Facebook-ul, îi prind și le rostogolim și le luăm ca literă de lege. Foarte frumos, foarte frumos. Și nu înțelegem complexitatea lor. Nu. Există pe această planetă o mare structură care, din păcate, văd că a pus stăpânire, cred eu, pe un procent foarte mare al țărilor, care spune că doar prin conflict se pot dezvolta oamenii, până și ideea capitalismului și a democrației capitaliste este de concurență, de conflict. S-au făcut anumite studii prin care două clase au fost luate, puse una lângă alta și li s-au dat anumite subiecte să concureze una cu alta și apoi alte două clase, separate de astea două, să conlucreze pentru a ajunge la... li s-au dat niște probleme. Și de fiecare dată când li s-au dat acele probleme, pe lângă faptul că cei care au conlucrat au găsit soluția mai repede,
au rămas și prieteni. Și, cum să zic, ca un clișeu în această perioadă, vibe-ul acelei clase era extraordinar față de ceilalți. Ceilalți au concurat, s-au ascuns unii de alții, s-au mituit, s-au făcut, s-au dres. E adevărat, până la urmă s-a găsit soluția. Ceilalți, într-un mediu mult mai frumos ambiental, au găsit soluția și culmea chiar mai repede. Și au repetat, au repetat, au repetat și au zis, domnule, să știi că faza asta cu conflictul nu prea funcționează, dar dacă o facem în lume așa, Fără nu suferință. avem încredere în ceilalți. Da. Și atunci, cealaltă aripă, aripa conflictului, care spune că doar prin conflict, uite, în primul, și vin cu idei. Să știți că e foarte manipulatorie chestia asta. Vine și spune, uite, în timpul primului război mondial câte s-au inventat, uite, în timpul celui de-al doilea război mondial. Și apoi oamenii zic, da, dar pe urmă a fost pace. Nu, nu, nu. Pe urmă a fost războiul rece, uite, numai în războiul rece, uite câte A s-au venit dezvoltat. perioada de creștere imediat după război, era normal să reconstruia. Pe de altă parte, toți acești oameni care eu nu mă îndoiesc de capacitatea lor, la fel cum nu mă îndoiesc și de n-aș vrea să spun un termen urât, dar aș vrea să spun și de interesul lor și al țărilor pe care le conduceau sau pentru interese personale că au fost întotdeauna. N-aș lua totul așa ca literă de lege. Și mă gândesc dacă vreunul dintre acești oameni care pun înainte păcii războiul s-ar fi dus ei să lupte sau copiilor. Ei A niciodată nu copiilor, s-au dus să lupte. Deci e ușor să faci istorie pe spatele altuia. Doamna Olga, cei care au dorit aceste conflicte, cei care le-au gândit, nu au fost niciodată oameni. Nimeni, un om are o medie de viață, indiferent de timpurile istorice. Nu are o medie de viață de 60 de ani. Mă gândesc la toată istoria așa. Și aia în care oamenii trăiau mai mult și în care trăiau mai puțin. Zic eu așa, o medie de viață de 60 de ani. Care om sănătos la cap se trezește într-o dimineață să Dormi. zică, eu voi cuceri lumea. Da? Pentru că e imposibil ca ființă umană într-o singură viață tu să duci la îndeplinire un asemenea plan. Nu există. Aceia au fost doar niște pioni care au fost în acorduri cu niște ființe care au existat întotdeauna și există și acum pentru că au un timp nelimitat. Aici, în acest plan unde își duc jocurile, și restul au fost doar pioni în slujba lor. Și oamenii, din păcate, nu-și dau seama că națiunile nu s-au războit de fapt, conducători între ei, ci s-au războit niște forțe acolo care au tot interesul să se bucure de perioada asta lungă de timp, de toată restructurarea și de tot ceea ce se întâmplă. Eu una nu mă pot bucura, n-aș avea cum. Deci, la mintea cocoșului treaba asta. Mă trezesc eu când, că prima parte a vieții până la 12 ani, eu sunt așa într-un vis, o să mă fac astronaut, o să văd nu știu ce, o să fac nu știu ce, da? Cresc pe la 20 de ani, să zicem că dobândesc anumite, mai ales băiat fiind, da? Dobândește niște abilități, niște, îi se spune din familie, probabil trăiește într-un mediu în care e învățat despre strategii, lupte, nu știu ce. Bun. La 20 de ani, să zicem că îl prinde așa o fascinație de a cuceri lumea. Nici nu știe copilul ăla la 20 de ani, că e încă un copil, da, cu toată filozofia ce i s-a băgat în cap, ce înseamnă cu adevărat lumea. Nu știe noțiuni până să ajungă să învețe și să dezvolte o asemenea ideologie enormă de a fi un cuceritor de lume și de a implementa anumite planuri, păi ai nevoie de cel puțin 1000 de ani. Ai nevoie de cel puțin 1000 de ani ca tu să te bucuri de toată nebunia asta, să vezi, nu știu, o nouă structură pe Terra, un nou plan pus la punct și o nouă formă de conducere. Corect. Nici cei care erau pregătiți pentru asta de copii nu se duceau cu sufletul deschis și cu dorință de luptă. Asta este clar. Mergem mai departe. Ne-au făcut să credem că rațiunea contează și intuiția este pură fantezie. Părerea mea este exact invers. Și a noastră.
Și a noastră și pentru că de vreo 200 de ani trăim într-o societate care se bazează, din păcate sau din fericire, nu știu, dar din păcate, din ce în ce mai mult pe știința aceasta palpabilă, măsurabilă, nu pe cunoștințele străvechi, mă bucur că în perioada în care trăim există, spre exemplu, Institutul Inimii în Statele Unite ale Americii, da, care a demonstrat științific, după normele pe care le așteaptă acest sistem care se bazează pe intelect, doar pe intelect și pe rațiune, a demonstrat științific că acest câmp al inimii este mult, mult mai mare decât câmpul creierului. Oricum, sunt sute de cărți, nu sunt eu în măsură acum să le numesc pe toate, sute de cărți care spun că nu se poate determina în creier unde este memoria. Am ajuns în stadiul acesta tehnologic, dar noi nu știm exact unde este memoria, pentru că se activează anumiți centri, pentru că, ei, oamenii din vechime știau că totul este în câmpul nostru informațional, creierul este doar un receptor și așa mai departe. E, toți cei care pun în funcțiune acest câmp al inimii, mai devreme sau mai târziu vor realiza cât de mult contează și intuiția și cât de mult te ajută în viața ta când ți-o dezvolți. Până La fel, atunci. este foarte simplu dacă stăm să ne gândim că inima este primul organ care se formează la făt. Da? Evident că dobândește și are un câmp mult mai mare, fiind primul organ care se dezvoltă. Celulele inimii se regenerează cel mai greu, da? Pentru că ele sunt făcute să dureze. Ne-a făcut să credem că a avea conștiință este ceva nesemnificativ și să nu-i dăm importanță. Păi în momentul în care tot oamenii de știință vin și ne spun, și mă refer la acești oameni de știință care sunt pur materialiști, nu care îmbină conștiința cu materialul, vin și ne spun că tocmai acest lucru ne face diferiți de animale, faptul că avem conștiința, conștiința faptului că eu exist. Deși, credeți-mă, dacă stai să stăm și să analizăm anumite animale, să știți că și ele au un anume grad de conștiință. Dar iarăși unii oameni de știință nu vor să ia în calcul. Conștiința este singura care pleacă mai departe. Singura. Acum, Corpul, da. totul rămâne. Vă rog. Spune că nu vreau să te întrerup. Zic, corpul, trupul și toate posesiunile noastre rămân în urmă. Până la un moment dat plecăm și cu anumite regrete, din păcate. Păi Așa că. asta, exact cum ai spus, asta ne deosebește, dacă nu de animale, sigur de alte entități care aparțin adversarului. De ce în popor la noi se spune unui om hain, unui om rău, că nu ai pic de conștiință? Da? Acum am o concluzie următoarea care o să-ți placă tare, tare mult, Clarisa, ție. Ne-au făcut să credem că magia există doar în povești. Da, omul a trăit cu magie, cu sute de ani în urmă. Ăsta era modul lui de a supraviețui. Și nu-i spunea neapărat magie. I se părea Era un mod de firesc. viață. Era un mod de viață, pentru că știa să lucreze cu elementele. Era una cu natura. Dacii noștri erau una cu natura. Scrierile vechi, hinduse, confirmă acest lucru. Avem doine în popor, avem poezii vechi în care este slăvită natura. Deci, oamenii pe vremuri știau să interpreteze anumite lucruri, știau să folosească anumite lucruri, elemente și încet, încet li s-a spus magie. Odată cu inventarea științei, mă rog, acele lucruri au trecut în rândul magiei, dar ce credeți? Că până și știința este o formă de magie. Da? În momentul în care omul ia o pastilă și nu-l mai doare capul, nu e asta o magie. Ce s-a întâmplat acolo? Este o formă de magie, dar acum îi spune știință, practic. Mircea Eliade spunea că diferența dintre
tehnologie și magie este doar să nu cunoști principiul de funcționare din spate. Îl Exact. cunoști, e știință, nu-l cunoște magie. Deci toată această știință pleacă din magia străveche, doar că na, acest sistem nu vrea ca noi să putem face foarte multe lucruri, nu știu, în 10 minute într-o meditație. Nu, mai bine dăm noi 5 lei pe pastilă. Exact. Înainte, vracii, vindecătorii, ce făceau? Spuneau niște vorbe, evident, niște vorbe care însemnau ceva, amestecau anumite plante, anumite licori într-un vas și dădeau omului pentru însănătoșire sau pentru ce avea nevoie. Acum, dacă ne uităm într-un laborator de chimie, se întâmplă aceleași lucruri, da? Doar că îi spune știință. Așa este. Ne-au făcut să credem că suntem singuri în univers. Da, eu mă întreb, mai crede cineva? Mi-ar plăcea ca oamenii să conștientizeze cât de multe ființe sunt în jurul nostru, entități, să le spunem cum vrem noi, și să realizăm că mai devreme sau mai târziu cuvântul acesta extraterestru, extraterestri, este și a fost folosit într-un sens total, total, total eronat. Pentru că trăim într-o perioadă în care, noi am mai spus și anul acesta și anul viitor, aceste cuvinte vor fi din ce în ce mai dese, mai uzuale, folosite de către societăți din ce în ce mai credibile în fața publicului larg, cum ar fi NASA, cum ar fi Pentagon, cum ar fi anumite structuri ale serviciilor secrete și așa mai departe. Vom avea parte de dezvăluiri, unele mai adevărate, altele mai false și așa mai departe. Nu știu cu ce ne ajută pe noi să conștientizăm că nu suntem singuri în univers, atâta timp cât noi, în viața noastră, a fiecăruia dintre noi, nu putem să realizăm ceea ce ne-am propus, nu putem să avem o viață împlinită. Mie nici nu-mi pasă dacă suntem sau nu suntem singuri în univers, mie mi-ar plăcea ca oamenii să ajungă la un mod de cooperare între ei și de conviețuire în care să vină ceilalți și să ia exemplu de la noi. Atunci când îți dai seama de atâta minciună, de atâta convingeri limitative care ni s-au inoculat, de atâta manipulare, cum ar trebui să reacționăm? Crezi în trezire? Eu întotdeauna am crezut și voi crede în continuare în faptul că lumea este cel mai minunat, îi spun eu, loc de joacă. De ce îi spun loc de joacă? Nu îi spun în derâdere loc de joacă, ci asemenea copilului care vede în orice loc de joacă o posibilitate de a crea ceva, așa ar trebui și noi să vedem. Dar este un loc extraordinar pentru a ne dezvolta, pentru a învăța să creăm. Omul are nevoie să se vadă, să se cunoască, să se vadă ca o ființă complexă, ca o ființă care este aici. Eu îi spun în vacanță pe pământ. Putem să-i spunem cum vrem, dar este doar o parte a drumului. Da? În momentul în care noi dăm atenție acestor lucruri pe care le-ați spus, manipulare, minciună, credințe limitative, convingeri disfuncționale, dacă noi le dăm atenție și punem energia noastră acolo, ne depărtăm de la drumul nostru, cădem exact în acea plasă de suflete pe care ei au întins-o. Și o să vreau să-l las acum pe Cristian să spună exact, în încheiere, ca o concluzie la ceea ce tocmai am discutat acum. Da, din această carte pe care mulți prieteni de noștri o au, în 2020, prin mai, aș putea să vă spun și ziua, scriam următoarele lucruri. Ați crezut că puteți păcăli o țară întreagă, o planetă. Ați făcut tot ce vă stătea în putere pentru a trimite acest mesaj. Ați schimbat destinele a milioane de persoane. Aveți toate armele moderne de manipulare la dispoziție și le-ați folosit. Ce ați reușit?
Ați reușit să treziți oameni care dormeau? Ați reușit să uniți oameni care nu se cunoșteau? Ați reușit să impulsionați persoane care aveau nevoie de un impuls? Ați reușit să ne arătați adevărata voastră față, adevărata intenție? Iar noi ne-am cunoscut pe noi înșine. Vă grăbiți? Vă grăbiți. Știți că sfârșitul vă este aproape. Vă grăbiți și faceți greșeli. Vă grăbiți și vă dați de gol. Oamenii au început procesul de schimbare. Credeți că ați câștigat bătălia cu umanitatea? Umanitatea nici măcar nu a răspuns apelului vostru. Binele va învinge, dar este nevoie de luptă pentru asta. Luptă interioară, luptă cu demonii noștri. Când vom câștiga această luptă, știți că sunteți pierduți. Deja o vedeți prin liniile temporale și vă cutremurați. Schimbați planuri de la o zi la alta, de la o oră la alta, de la un minut la altul, sperând să mai câștigați câteva clipe efemere. E ok. Noi avem o eternitate la dispoziție. Voi? Chiar așa ar trebui să ne gândim. Da. Ce să zic? Am rămas așa puțin pe gânduri și cu toată dragostea pentru cel care a făcut această postare cu convingerile limitative, l-aș invita cu drag într-o emisiune să continuăm lista aici alături de Clarisa și Cristian, pentru că lista continuă. Vă mulțumesc tare mult. Nu vreau să încheiem până când nu amintim încă o dată despre seminarul vostru și apoi să trecem puțin prin cărți. Da. Seminarul, așa cum a spus, 8-9 martie, cu toată iubirea, îl dăruiesc tuturor femeilor și bărbaților care vor să știe mai multe despre subiectul atât de delicat al feminității, poate ca să-și cunoască mai bine iubitele, soțiile. Am și o porțiune consistentă de seminar în care este vorba despre bărbați, oare de ce într-un seminar de feminitate, pentru că o femeie evident are nevoie să-și cunoască soțul sau iubitul. Acești bănuți vor merge către două asociații, Asociația de Servicii Sociale SCUT și SOFIA merge mai departe, conturile le aveți aici, sunt și la mine pe pagină, pe Facebook, cu descrierea acestor asociații. Contribuția, investiția este de 300 de lei, bani care merg direct în contul acestor asociații, unde alegeți voi să donați, sunteți liberi să o faceți. Reparticiparea este 150 de lei, tot în contul acestor asociații, unde doriți dumneavoastră să donați acei bănuți. Ținem să le mulțumim celor care au achiziționat octogonul în variantă electronică și să le spunem că pe același site, tot acolo pe pagina Cristian Teran de pe Gumroad, se găsesc și aceste trei cărți care nu mai sunt în variantă tipărită, și toate trei la un loc, dar și separat. Bineînțeles, toate trei la un loc sunt la un preț mai avantajos, ca să zic așa, și Bătălia pentru suflete și Demonul Roșu și Planeta Arhonților. Iar cărțile în format fizic, bineînțeles, nu doar, dar în principal pe cărțicusens.ro, însă pot fi găsite și în mai multe librării din țară și din București. Întrebați despre cartea, cărțile care vă interesează și cu siguranță o să le găsiți. Evident, la o simplă căutare pe Google, după numele cărții sau după numele autorului, Clarisa Damian, Cristian Teran, o să găsiți probabil cele mai, nu știu, avantajoase, să zic, oferte pentru dumneavoastră. Și le mulțumim tuturor celor care le-au achiziționat deja. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această seară, mi-a făcut o plăcere deosebită și mi s-a părut că am atins foarte multe puncte nevralgice așa pentru fiecare și
Mă bucur de emisiunea asta, mi-a mers așa la suflet. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc ca până săptămâna viitoare să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși și să vă mai gândiți un pic la ceea ce am discutat în această seară. Încă o dată mulțumesc mult. Revedere. Seară frumoasă! Mulțumim și noi, la revedere. Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.